Bine ai venit în bucătăria lui Adi Joe! Astăzi facem prăjitura Bounty. Pentru blat avem nevoie de 4 ouă, 200 de grame de făină, 200 de grame de zahăr pudră, 200 ml ulei, 200 de grame iaurt gras, 40 de grame de cacao, o lingură sirop de cocos, o linguriță de bicarbonat de sodiu și un praf de sare. Începem prin a amesteca făina cu cacaoa și bicarbonatul de sodiu. Și vom cerne acest amestec. Punem ouăle într-un bol mai mare, adăugăm praful de sare, o lingură de sirop de cocos și zahărul pudră. Amestecăm cu ajutorul unui tel, după care adăugăm uleiul, iaurtul gras . Încorporăm treptat amestecul din făină, cacao și bicarbonat de sodiu. Am adăugat bicarbonatul de sodiu nestins, întrucât avem iaurtul gras. Și compoziția pentru blat este pregătită. Acum avem nevoie de o tavă tapetată cu hârtie de copt, tavă cu dimensiunile de 25 x 35 de centimetri. Punem compoziția pentru blat și băgăm tava în cuptorul preîncins la 170 de grade pentru 35 de minute. Am scos blatul de la cuptor și îl vom lăsa să se răcească, timp în care ne vom ocupa de cremă, pentru care avem nevoie de 500 ml lapte, 120 de grame de unt, 150 de grame de zahăr, 180 de grame de nucă de cocos, 40 de grame de griș și o lingură de sirop de cocos. Punem laptele într-o cratiță care este la foc mediu. Adăugăm zahărul și amestecăm până la topirea acestuia. Adăugăm untul, acesta are o grăsime de 82% și amestecăm până când se va topi. Acum punem și grișul, timp în care amestecăm continuu. Lăsăm cratița la foc pentru 5 minute aproximativ. Acum adăugăm nuca de cocos. Amestecăm. După care luăm cratița de pe foc. Și adăugăm o lingură de sirop de cocos. Amestecăm puțin, după care ne ocupăm de asamblarea prăjiturii. Și pentru asta îndepărtăm hârtia de copt și tăiem blatul pe din două. Punem crema de cocos, aceasta este călduță. Și o distribuim pe toată suprafața blatului. O nivelăm puțin, după care acoperim cu blatul capac și presăm ușor. Trecem la glazură, pentru care avem nevoie de 200 de grame de ciocolată amăruie și 100 ml frișcă lichidă. Avem un bol care este deasupra unei cratițe cu apă fierbinte. Punem ciocolata. Cratița este la foc mediu. Adăugăm frișca lichidă și amestecăm până când ciocolata se va topi. Alternativ, puteți pune ciocolata și frișca lichidă într-un bol pe care să îl băgați în cuptorul cu microunde pentru un minut. Avem glazura pregătită și o punem călduță peste blat. O distribuim pe toată suprafața.
după care băgăm prăjitura la frigider pentru o oră. Acum că am scos prăjitura de la frigider, o voi tăia. Folosesc un cuțit trecut prin apă caldă. Asta se aplică la fiecare tăiere. După cum ați văzut, această prăjitură se pregătește foarte ușor. Dacă aveți nelămuriri, puteți să-mi lăsați un comentariu în secțiunea de mai jos. Tot acolo aștept părerile voastre în legătură cu această rețetă. Sper că v-a plăcut și că o veți încerca. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Jos și vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!